îndoliată familie, dragi frați și surori, îndoliată asistență. Suntem alături de familia îndoliată în această zi. Cel ce a făcut această lucrare categoric, noi știm că este Dumnezeu. El dă viața și El o ia. Noi suntem alături de familie pentru considerația care o avem pentru familie, suntem aici. Dar dincolo de noi dorim Domnul să fie prezent prin cuvântul Său. Amin. Eu din mângâia, în adevăratul sens al cuvântului. Ce vreau să spun este însă că aici nu asistăm la o înfrângere. Nu e o înfrângere. Aici este o biruință. Când cineva l-a slujit pe Dumnezeu și a făcut voia Domnului și s-a racordat la voia Lui, la cuvântul Lui, este o biruință. Biblia spune, era amintit de Luca 16, o delegație de îngeri a venit după Lazar. Cu atât mai mult pentru cineva care a avut 12 copii, l-a slujit pe Dumnezeu toată viața, s-a dăruit, nu e ușor. Dumnezeu este Cel ce își păstrează cuvântul întotdeauna, îl plinește. Apostolul Pavel de altfel spunea, zice, printre altele, nu doresc altceva decât Hristos să fie proslăvit prin viața mea. Dar și la moartea mea, Hristos să fie proslăvit. Trăind în viața aceasta, Dumnezeu se poate proslăvi și vrea să fie proslăvit prin trăirea noastră. Să le reprezentăm pe El cu demnitate. Să fie văzut în viața noastră, să fie cunoscut de cei din jur. Dar la moarte, cum se proslăvește? Uitați, ne-au adunat într-un număr atât de frumos. Ne-au adunat ca să ne vorbească, pentru că nu pentru fratele Traian este valabil cuvântul. Dânsul s-a dus, nu-i mai aici. Nu punem la doială, Domnul pe cruce era între doi tâlhari. Și unuia dintre ei i-a spus adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Nu mâine, nu voi mâine, astăzi. Închizi ochii aici și deschizi dincolo, unde vei petrece veșnicia. De aceea, Domnul vrea să ne vorbească, ne-a adunat aici să ne vorbească. Pentru noi este valabil cuvântul. Biblia spune, este mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-una de petrecere. În casa de jale îți aduce aminte de sfârșitul pe care l-ai. Finalul, uitându-te în urmă, poți să tragi o concluzie și apoi te poți hotărî pentru Dumnezeu. Cea mai mare tragedie să te prindă în momentul trecerii în veșnicie nepregătit. Cine e nepregătit? Care nu a făcut acest pas, nu s-a dăruit lui Dumnezeu, nu l-a primit, nu l-a acceptat pe el în viața lui, ca stăpân și domn. De aceea, în această zi, noi asistăm la o biruință. Și Domnul vrea ca inima noastră să rămână deschisă. Dorim Domnul să mângâie familia, în mod deosebit. Sigur, e și o durere. O despărțire după viață, împreună, sigur, nu e simplu. Dar în același timp au o bucurie, s-o duc mai bine. Noi, cei care încă suntem în lumea aceasta înconjurați de neputință și imperfecțiune, îi plângem pe cei ce au ajuns la perfecțiune, la desăvârșire. Într-o lume desăvârșită. Dar, dacă îl slujim pe Dumnezeu și dacă îi facem voia Lui, Domnul ne promite că vom ajunge și noi acolo. Să știți că viața aceasta este o taină și e bine că nu știm când trebuie să plecăm în veșnicie. Viața omului de 70 de ani, de 80 de ani, pentru cei mai tari. E un bonus, 86 de ani, un har, dar să fii și sănătos, să nu fii povară nici pentru tine, nici pentru alții. E o mare binecuvântare. Dar în ultimă instanță, să duc și cei 86 de ani, și viața care o ai. Dar niciunde nu scrie că tu vei trăi 86 de ani. Și pentru că nu știi cât vei trăi, pregătește-te, omule, să întâlnești pe Dumnezeul tău. Asta vrea Domnul astăzi să ne transmită în mod special. Să ne pregătim. Să-i facem voia Lui. Era aici consemnat în Isaia, de unde s-a citit. Ce să strig, orice pădure este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Auziți ce suntem? Iarba se usucă, floarea ca de jos. Când suplă vântul Domnului peste ea, în adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viață. Așa câteva gânduri să le consemnăm. în mod special, încă o dată, pentru noi care încă avem suflarea de viață. Lacura morală a unui serviciu de înmormântare, de priveghi, este să luăm lângă atitudine, să ne verificăm în lumina sfântă a cuvântului și apoi, văzându-ne viața, să putem să decidem. Plecând la rămase, să plecăm cu hotărâri noi de a sluji pe Dumnezeu. Asta dorește Domnul de la noi. Un prim gând pe care l-am, încă o dată, orice făptură este ca iarba, caracterul trecător al omului pe pământ. Avem un caracter trecător. Nu trăim veșnic și Domnul vrea să ne conștientizeze din nou cu această ocazie. Să nu uităm că oricând putem pleca. Biblia spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele, nu anii. Noi de obicei ne numărăm anii, atâția ani am. Nu e mai alea, s-a dus. Ce mai ai ziua de azi o ai? Nici măcar zilele la plural, zilele care urmează. Ziua de azi, atât. Iertineam. Și Biblia spune, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, acela este un om înțelept. Și Domnul vrea astăzi, astăzi eu să fac pasul, să mă dăruiesc, să fiu gata pentru El, să slujesc pe El. Așa spune în cartea Eclesiastului, în capitolul 12. Dar aduți aminte de Făcătorul tău, de Dumnezeul tău, în zilele tinereței tale, spune acolo. Dar parafrazat pentru cel mai în vârstă, în zilele vieții tale. Până nu vin zilele cele rele, ci până nu se apropie anii, când vei zice, nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Să nu uităm, dragii mei, Domnul vrea cât încă avem sănătate. Frumos și salutare este cât încă ești tânăr să-L slujești pe Dumnezeu. Să pui viața la dispoziția Lui. Mobilul vieții pentru că-i dăruit Dumnezeu viața. Este în viața aceasta scurtă. Noi să ne mântuim sufletele noastre. Și să ne pregătim pentru adevărata viață. Nu asta e viața adevărată. De-abia de aici începe adevărata viață. Și o vom petrece în unul din locurile pe care Biblia le consemnează. Nu sunt decât două locuri. Pentru cel neprienit cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților, care este în jos. Aici noi ne decidem veșnicia. Aici noi ne hotărâm drumul, veșnicia noastră. Sigur, Dumnezeu o pregătește, dar împreună cu noi. Domnul lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. El ne dă libertatea, El ne lasă să facem, să hotărâm, dar ne vorbește în același timp. El ne descoperă adevărul Lui. Instinctul de conservare este noi, cât suntem tineri, vrem să ne păstrăm frumoși. Uităm, aveam timp, mai târziu, nu acum. Frumusețea este atunci când ai energie, când ai putere, atunci când ești în plină putere și prosperitate, atunci să-L slujești pe Dumnezeu, să te pui la îndemâna Lui. Asta dorește Domnul. Pentru că ai un caracter trecător. Viața este trecătoare. Apostolul Pavel spunea printre altele, nu doresc altceva decât El să fie proslăvit prin viața mea și chiar prin moartea mea. Dar El mai spune ceva. Pentru mine a muri este un câștig. Și dacă este să aleg între una și alta, prefer să le duc acasă la Domnul. Auziți ce-i moartea? Moartea este o plecare la Domnul pentru cel ce l-a slujit. Eu mă întrebam aici, printre altele, pe bancă, noi ne punem această întrebare într-un asemenea moment, evenit la un asemenea eveniment. Dacă este să plec, unde plec? Avem o casă fiecare aici. De la voluntare, sigur, mergem acasă, avem casa noastră. Dar când plec de aici, unde plec? Clipa plecării mele este aproape, dar pentru asta spunem, am luptat după cea bună, am păstrat credința, am sfârșit alergarea, totul este în ordine. De acum așteaptă cununa, pe care mi va da Domnul în ziua aceea, atunci va da la toți. De aceea aș vrea să zic să nu uităm, dragii mei, omul este ca iarba, are un caracter trecător. Zice, viața omului este ca fumul, viața omului este ca suveica sesătorului. Viața omului este ca un vis la deșteptare. Visezi că e un vis interesant. Și vrei dimineața să te gândești la el, să te regulezi, să-l scrii pe hârtie și nu mai știi ce-ai visat. S-a dus. Exact așa te trezești în pragul veșniciei. Unde e viața? Unde sunt anii? Uneori mai vorbesc cu soția. Unde sunt anii care am avut? Nu vine să fie 70 de ani. Parcă ieri a fost copil. Mi-aduc aminte bine de evenimentele din copilărie. S-au dus anii. Se duce viața. Chiar dacă dorim și facem tot ce putem să ne menajăm, să ne păstrăm, legea este alta. Dumnezeu vrea să fim conștienți de această realitate. Că suntem ca iarba, ca floarea ierbii. Suntem trecători, ca un sunet. Viața omului este o limită înaintea celui preanalt. Și totul ne-o dăruit viața aceasta să ne mântuim sufletele noastre. Cea mai mare binecuvântare. În viața aceasta noi ne decidem veșnicia, să știți. În viața aceasta, aici, după ce am plecat dincolo, vor fi regrete tardive, târzii. Zice că iadul este pavat cu cele mai bune și nobile intenții de pocăință, dacă s-ar mai putea face ceva. Dar nici măcar bogatul acela nu încercați. Nu încercați să spună, Doamne, mai dă o șansă. O știți că acolo cine ajunge știe că nu mai are nicio posibilitate. În viața aceasta avem posibilitatea să ne mântuim sufletele, ascultând de cuvânt. De-aia Biblia spune, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul Dumnezeu de la tine. De-aia spune Biblia, ferice de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei cărți. Luați Scripturile, să luăm Scripturile, să le citim în fiecare zi. E rana spirituală. N-avem altă rană, rana spirituală. Din Scripturi, cercetați Scripturile, pentru că considerați că în ele aveți viața veșnică, dar însăși ele, Scripturile, mărturisesc despre mine, despre Domnul Iisus. Despre ceea ce ne așteaptă, realitatea, o găsim aici, nu ce spun oamenii, nu poveștile multora la ora actuală, ci Dumnezeu este Cel ce spune adevărul și El ne spune, dragii mei, și ne învață să nu uităm că avem un caracter trecător. Că dacă s-a dus viața și am pierdut mântuirea, am pierdut totul. Pentru totdeauna. O singură dată trăiește omul pe pământ și apoi o dată moare. Și apoi zice că va da socoteală de viața lui. De aceea pentru familie, Dumnezeu să încurajeze familia. Sunt mângâie, sigur, ei au această nădejde. Au această speranță. Fratele Traian o slujit pe Dumnezeu. O finalizat, finalul a fost bun. Zice, mai bun e sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Să sfârșești cu Dumnezeu un mare lucru. Chiar în durere și în neputință, au fost oameni mari al lui Dumnezeu în Biblie, care au suferit în trup. Nu asta e important. E important să sfârșești din punct de vedere spiritual. În Duhul Dumnezeu este Duh și cine se întine lui Dumnezeu trebuie să se întine în Duh și în adevăr. Deci să nu uităm acest prin gând. Caracterul trecător al omului pe pământ, un al doilea lucru. Ce înțelegem de aici? Continuitatea vieții dincolo. Nu e totul aici. Nu s-a sfârșit aici și gata. Vedeți, Biblia spune, pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Dar uite că tot sfârșim aici. Uite că e insicriu. E insicriu aici nu valoarea, ci ceea ce a rămas, țărâna. Din țărână ieși în țărână, te vei întoarce. Țărâna este aici. Dar ceea ce a pus Dumnezeu ca valoare nu mai este ignorat deja. În sufletul și Duhul, care sunt eterne, sunt de la Dumnezeu. Ceea ce formează personalitatea omului. Îi omul lăuntric. Noi avem doi oameni în noi. Și de aceea noi ne axăm de multe ori pe cel din afară. Încercăm să-l cosmetizăm, încercăm să facem tot ce putem pentru el. Și uităm că avem un om spiritual. Uităm că avem un om lăuntric. Chiar dacă omul nostru de afară, spune Apostolul Pavel, se trece, se consumă, se deteriorează, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi, după tipul celui ce l-a făcut. Și cel ce ne-a creat este Dumnezeu. El vrea chiar dacă îmbătrânim și chiar dacă apar neputințele, din punct de vedere spiritual să ne renoim în fiecare zi. O apropiere constantă și periodică de Domnul. O acea încredere în El, în promisiunile Lui. Că promisiunile Lui rămân valabile pentru toți cei ce îl caută și îl slujesc lui Dumnezeu. Ce frumos! Așa spune Biblia, continuitatea vieții dincolo. Bogatul, ne spune Biblia, că a ajuns într-un loc de chin în momentul în care a închis ochii. După el nu venit delegat ca de îngeri, dar de ce au ajuns acolo? Pentru că el a rugat nu de aia, ci pentru că nu l-a primit pe Domnul. Nu l-a acceptat în viața lui. Ca posibil nu a trăit după voia lui. Aș vrea să nu uităm, dragii mei, ce este acolo are dincolo. Auziți numai ce spune, ce vrea ce spune Biblia, de bună oară în cartea lui Iov, în capitolul 10. Printre altele spune aici Iov în cuvântul lui, înainte de a mă duce să nu mă mai întorc, în țara întunericului și a umbrei morții, în țara migurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala, și unde lumina este ca întunericul. Ce tragedie! Să nu slujești pe Dumnezeu e o tragedie. Să nu mai poți face nimic, posibilitate de reabilitare, de întoarcere înapoi nu mai există. Șansa de mântuire, zice mântuirea sufletului, răscumpărarea sufletului lor, e așa de scumpă că nu se mai poate face niciodată. Pentru că acum se poate face în timpul vieții. Acum când sunt încă în viață, acum cât încă am sănătate, am putere, Dumnezeu vrea să mă întorc să primesc pe El. Așa cum spune cuvântul foarte frumos. Spune printre altele, dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede de sine, e foarte greu. Omul are mândria lui, orgolul lui. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede de sine. Și a crucea în fiecare zi. Ce înseamnă cruce? Înseamnă dispreț. Înseamnă o cară, înseamnă bajocoră. Să fii sfidat, ignorat de cei din jur. Asta înseamnă cruce. Și să mă urmeze pe mine. Și pentru că dacă cineva mă urmează, acolo unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Și unde este el? Spune Biblia că Tatăl l-a pus așa de la dreapta lui, la dreapta celui prea înalt. Pentru că Domnul a fost ascultător întru totul. L-a pus așa de la dreapta sa. Celui ce va birui, voi da să șadă împreună cu mine, pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed împreună cu Tatăl meu, pe scaunul lui de domnie. Dragii mei, viața nu înseamnă numai viața aceasta, nici pe departe. Aici tot ce ne-o dăruit Dumnezeu, e darul Lui, pentru mântuirea sufletului nostru să-L mântuim. Posibilitatea o avem în timpul vieții acesteia. Dar apoi să nu uităm că viața continuă. La o scară maximă, la o scară maximă, ori într-un loc binecuvântat în prezența Domnului, unde este El. Unde este El, nici nu ne putem imagina ce binecuvântări. Zice celui ce va birui, voi da o piatră albă și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește. Nu numele de Popa Traian. Aici au avut acest nume, au purtat acest nume. Dincolo e un alt nume. Scris în cartea vieții lui Dumnezeu, în organigrama, în planul lui de mântuire. Îl primește omul când va ajunge acolo. Ce frumos! Nici nu ne imaginăm. Zice, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Dar până l-am mărturisit eu, trebuie noi aici să-l mărturisim în timpul vieții noastre. Oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu și înaintea Sfinților Îngeri. Oricine se va lepăda de mine și se va rușina, și eu mă voi rușina în ziua aceea. Mă voi lepăda de el. Și Domnul spune că nu vă cunosc, mergeți de la mine. De aceea, în această zi, noi, cei prezenți, la această înmormântare, un har că avem viața încă. Avem suflarea de viață. Încă putem face ceva pentru sufletul nostru. Ne putem apropia, putem pleca acasă cu hotărâri noi. Doamne, vreau să citesc Scripturile. Cercetați Scripturile, așa ne-a spus Domnul Iisus. Considerați că în ele aveți viața veșnică, însă și ele mă mărturisesc despre mine, Scripturile acestea. Domnul Iisus era îmbibat de cuvânt, el era cuvântul de altfel. Nimic nu a făcut fără cuvânt, întotdeauna a luat cuvântul, el era de altfel cuvântul. Ce frumos! Cineva spunea foarte frumos despre inima omului, zice, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ținea omul, parafrazând, acolo scrie tânărul, nu numai tânărul, omul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și spunea el în continuare, mi-a plăcut această afirmație, acest moto, dacă vreți. Inima, zice, e ca un burete. Îl bagi în apă și îl scoți din acel vas de apă, îl storci și de apă. Oricât l-ai stoarce, încă va mai fi curată apă. Așa e inima. Inima să mustească de cuvântul lui Dumnezeu. Prin astfel de om, oricând l-ai provoca, el nu are decât cuvânt. Cei răi, zice, n-au pace, zice Domnul. Ei sunt ca marea împuriată care dau afară noroi și mâni. Ce frumos! Să fii plin de cuvântul lui Dumnezeu. Inima să fie îmbibată de acest cuvânt sfânt și binecuvântat. Să nu uităm încă o dată. Noi, în primul rând, avem un caracter trecător. Iarba e un caracter trecător. Subiei ca țesătorului, sunetul, ca un vis la deșteptare. Așa e viața aceasta. Dar, în al doilea lucru, viața continuă la o altă scară. Pentru toți, nimeni nu-i scutit. Dar nu sunt decât două locuri. Un al treilea nu-l găsim în Biblie. Ori în prezența lui Dumnezeu, într-o fericire, zice Domnul Iisus, mă duc să vă pregătesc împărăția. După cum și Tatăl meu mi-a pregătit-o mie. Tatăl a pregătit împărăția Domnului Iisus. Că acum Domnul Iisus o dus de 2000 de ani și ne pregătește împărăția nouă. Că acolo unde este El, să fie Cel care îl slujește și Cel care se dăruiește în mâna Lui. Ce frumos! Un al treilea lucru pe care vreau să menționăm în această zi, să nu uităm, libertatea pe care ne-o dăruiește Dumnezeu în timpul vieții. Ne dă libertate. Nu suntem roboți, nu ne forțează Dumnezeu, ne pune înainte binele și răul. Ți-am pus înainte, omule, binele și răul. De el ne provoacă, alege binele pentru tine, pentru fericirea ta. Alege cuvântul, citește, fă binele, trăiește în fiecare zi în așa manieră încât să nu regreți. Uitându-te în urmă, că cel mai mare lucru în finalul vieții, uitându-te retrospectiv în urmă anilor, să nu ai niciun regret. E un lucru mare. Să te poți închina lui Dumnezeu, să știi că El îți ascultă rugăciunea. Că El este Cel ce te-a ajutat până aici și te va ajuta și va fi cu tine în continuare. Că în ultimă instanță nici soția, nici copiii, nici cei neapropiați nu ne vor însoți dincolo. Omul va merge singur, dar Cel care îl va însoți este Domnul. Domnul este prezent. Cineva era tulburat la moarte, era frământat, neliniștit. Și a fost întrebat de lucrător. De ce este neliniștit? Că să știa, că e credinciau și se teme. Și îl spune între altele, zice, din două motive. Primul motiv, pentru că mă duc singur și nu mai moare nimeni împreună cu mine. S-a încercat să îi se explice ce înseamnă moarte. O plecare, atât, o despărțire. Te duc la mai bine. Și acolo, în al doilea motiv, zice, pentru că nu știu unde mă duc. Dar noi avem aici în cuvânt. Noi știm unde mergem, nu suntem dezorientați, debusolați. Libertatea pe care ne-a acordat-o. Ce mult Dumnezeu ne-a creat ca și pe El, așa spune, să creăm om după chipul și asemănarea noastră. Ei, în virtutea aceasta ne-a dat și libertatea aceasta să decidem. De ne spune mereu ce trebuie să facem, în fiecare clipă. Ceva nu poți să faci liniște în conștiința și în cugetul tău, în sufletul tău, să poți descifra vocea Domnului. Și să faci întotdeauna ce este bine. Și Dumnezeu ne vorbește dacă facem liniște. Și dacă ascultăm de El, va fi spre fericirea noastră. Libertatea pe care ne-o dăruit-o. Regrete multe vor fi dincolo, dar nu mai poți să faci nimic. Vor fi târzii. Apoi un al patrulea lucru, posibilitatea de alegere. E un alt lucru extraordinar. Să ai posibilitatea să alegi. Eu, ca și creatură a Marelui Creator, în fiecare zi, dar nu pot să aleg dacă nu mă uit aici în cuvânt. Aici în cuvânt, când citesc, sigur, atunci am lumină, am înțelegere asupra voiei lui Dumnezeu. Ce frumos îi spune Pavel lui Timotei, din pruncie cunosc Sfintele Scripturii, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, să învățe, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprienire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ce frumos! Această posibilitate pe care noi o avem, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei prezenți. Dragii mei, când plecăm acasă, să luăm Scripturile, să le citim mai mult. Cu toții. Toți avem nevoie de Scripturi, nu putem niciun pas să-l facem. Când încerci fără Scripturi, încerci fără Dumnezeu. Cine vrea să-l implice pe Dumnezeu în viața lui, se oprește la Scripturi, în primul rând. De la Scripturi începe totul. De aici înțelegem voia lui Dumnezeu și pașii care trebuie să-i facem. Sigur, apoi biserica, rugăciunea, meditația tot timpul la Dumnezeu. Și viața se duce și se duce frumos. Și nu regres. Și în ultima instanță, un al cincilea gând. Există răsplătiri, dragii mei. Nu aici sunt răsplătirile, ce le dă Domnul aici, îi puțin. El ne dă, zice, El ne dă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Ce este nevoie pentru viața aceasta. Dar adevăratele răsplătiri sunt acolo. Domnul Ioan 14, versetul 1 și 2 spune: să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. De n-ar așa v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vi-l voi pregăti, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine. Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce locașuri a pregătit Domnul acolo. Zice, vom fi ca El în strălucire, în glorie. Zice, și o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Asta funcție de aici, acum ai trăit. Și strălucirea dincolo va fi diferit de la unul la altul. Zice Isaia, capitolul 3, versetul 10 și 11. Bine de cel nevenit. Dar uite că e sicriu. E sicriu, cum e bine? E bine, aici e trupul. Țărâna. Cei țărână intră în țărână. Dar valoarea nu intră în țărână. Până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Dumnezeu l-a dat. S-au pregătit pentru veșnicie și sigur se bucură acolo. Bine de cel neplinit, lui va merge bine. Cât timp? 86 de ani? Da, de unde? O veșnicie. Vai însă de cel că se va bucura de rodul faptelor lui. Vai însă de cel rău. Lui va merge rău. Aici e departajarea la moarte, să știți. Se face departajarea. Și se va vedea diferența. Fiecare o va vedea. Vai însă de cel rău. Lui va merge rău, că și el va culege rodul faptelor lui. Cât timp? Tot o veșnicie. Încă o dată menționez despre săracul, bogatul acela din Luca 16. El nu a încercat să medieze pentru el. Doamne, îndură-te de mine, mai dăm posibilitatea. Dincolo cei care merg și diavolul la ora acolo, el știe că nu mai are nicio posibilitate de reabilitate. Vremea lui s-a dus. Vremea îngerilor s-a terminat. Ori fost și ei testați la vremea lor. Acum mai vremea omului când este testat. În viața aceasta. În viața aceasta, Dumnezeu vrea să-L slujim. Să-I facem voia să trăim după voia Lui. Ce frumos spune în cartea Eclesiastului, capitolul 12, versetul 13 și 14. Să ne ascultăm la încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Că Dumnezeu va duce, auziți, orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Cum nu uită Dumnezeu, da, de unde? Zice, oamenii mulți cred că Dumnezeu uită, că uită, nu se întâmplă nimic după ce a făcut răul. Are vremea lui Dumnezeu. Există un timp pentru toate lucrurile. Toate lucrurile sau vremea lor. Dar totul este contabilizat. Până acolo merge Biblia încât spune că Dumnezeu atunci va spune omului până și gândurile lui. Și alea sunt înregistrate. Și alea sunt contabilizate. Gânduri pe care le avem poate și aici pe bancă. Și astea sunt în evidența lui. Pentru cele bune, dacă am gânduri bune, Doamne, vreau să slujesc mai mult, vreau să mă apropii de Tine. Și pe alea Domnul are în atenție și îmi va răsplăti. Dar și gândurile rele. Vreau să fac un rău, dar n-am posibilitatea. O sândă mă așteaptă. Domnul are răsplătiri pentru toți. Eu doresc din toată inima, Doamne, mângâie familia moriată. Domnul să o întărească pe sora. Amin. La vârsta care o are, să o ajute în continuare, să rămână credincioasă, încredințată în mâna Domnului. Copiii, fetele, ginerii, nurorile, nepoții, pe toți Domnul să-i binecuvintează. Noi avem o nădejde. În virtute ei trăim. Zice, dacă mi-am pus încrederea numai în viața aceasta, așa e bine binecuvintează Domnul. Eu de multe ori spun, Doamne, să pleci în călătorie într-o parte în alta, să te încredințezi în mâna Domnului și să știi că El te ocrotește și te păzește. Ceri ajutorul Lui în familie și vezi mâna Lui, protecția Lui, pacea, liniștea. Extraordinar. Dacă nu pentru asta și merită să-L slujești pe Dumnezeu, dar nici pe departe, nu pentru asta Îl slujim. Dar pe noi îl slujim pe Dumnezeu numai pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar nădejdea noastră este în veșnicie. Că Domnul împlinește cuvântul Lui. Toate le-au împlinit până acum. Nu au rămas nimic neîmplinit. Totul este sub controlul Lui. El nu a pierdut din evidență evenimentele. Toate sunt controlate de El. Mai spune ceva aici în Iov, foarte frumos. Auziți numai ce spune în capitolul 34. Zice, dacă nu s-ar gândi Dumnezeu decât la El și dacă și-ar lua înapoi Duhul și suflarea, tot ce este carne ar peri deodată și omul s-ar întoarce în țărână, toată omenirea într-o clipă. Dumnezeu dacă și-ar retrage Duhul și suflarea, într-o clipă totul ar peri. Dar Dumnezeu nu de-aia ne-a dăruit viața. El ne-a dăruit, o să ne mântuim, să beneficiem de veșnicie, dar asta depinde de tine și de mine. Dacă vrei și tu, se poate. Dumnezeu este Cel ce îți dă ajutor. Este Cel ce te sprijinește. Este Cel ce îți vine în ajutor. Deci ne dorim, Doamne, vino în inimile noastre. Vino în corturile noastre, în familiile noastre. Vrem să fii stăpâni și Domn în viața noastră. Încă o dată închei și doresc. Dumnezeu să mângâie familia. Dumnezeu să ne ajute la tot ce e prezent. Plecând la ale noastre în această zi, asta e latura morală, să plecăm cu hotărâri de a sluji pe Dumnezeu, de a face voia Lui, de a ne apropia de El și de a împlini cuvântul Lui. Și apoi în ziua aceea, oricând plecăm, pe rând, sau vine Domnul, oricum ar fi, noi să fim gata în orice clipă. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.